Cardul de sănătate va fi implementat la nivelul buletinului digital ca urmare a deciziei autorităților de a facilita procedurile. Autoritățile au anunțat că actualul card de sănătate poate fi utilizat până la momentul schimbării documentelor. Mai exact, cardul de sănătate va fi integrat în cartea electronică de identitate, iar primele astfel de buletine vor fi emise începând cu data de 2 august. Timp de 18 luni, noul sistem va fi testat, așa că totul va mai dura probabil câțiva ani. Părere aveți? Foarte bună chestie, trebuia făcută de acum, de când s-au făcut cardurile de sănătate. Atât investiția prostească asta cu cardurile de sănătate, foarte bine, ai un singur, aș desfința și buletinul. Ați fi de acord să fie totul online? Totul online. De ce? Că ne bagă chipuri, ce ne... Poate ne face mai deștepți cu chipurile astea sau ne mai crește ceva, părul sau... Da. Deci considerați că ar fi totul mult mai simplu dacă ar fi online? Da, nu noi inventăm asta. Nu, asta e o singură chestie. Un singur document cu care să țină și card de sănătate și buletin de identitate și toate. Ministrul Sănătății Ioana Mihăilă a declarat că introducerea cardului de sănătate a fost decisă ca urmare a opririi cheltuirii ineficiente a banului public. Cardul de sănătate a fost introdus ca o metodă de a opri cheltuirea banului public ineficient. Ce părere aveți de faptul că din 2 august cardul de sănătate ar putea fi incorporat la buletin? Păi eu am impresia că este părerea cea mai bună și cea mai corectă și cinstită. În primul rând, pe cardul de sănătate nu se știe ce sumă are fiecare bolnav, fiecare unde a contribuit. Deci casa de asigurări să ne spună la fiecare ce sumă avem, ce se consumă, ce se cheltuiește din acest card de sănătate de către medicul de familie. Îl dă la medicul de familie, îți intră în card, îți ia, nu știi ce sumă ți-a luat de acolo, nu știi câți bani ai avut, nu știi ce sumă ți-a mai rămas. Este cel mai bine că se face electronic. Furtul cel mai mare s-a făcut la casa de asigurări din cardurile de sănătate ale oamenilor unde au contribuit. Eu am lucrat în sistemul de sănătate. Vrem o siguranță și a datelor pacienților, dar vrem ca noi, ca instituție care gestionează aceste date, să avem siguranța că dacă cel care întreține softul nu își face treaba, putem aplica sancțiuni sau să schimbăm providerul, a declarat Ioana Mihăilă.